Româna, bună ziua tuturor în primul rând. Îmi face o plăcere deosebită că ați dat curs invitației noastre și ați venit astăzi aici pentru că astăzi este o zi importantă pentru Partidul Social Democrat, pentru mine și pentru toți cetățenii municipiului Rupeni. Astăzi am depus candidatura pentru ceea ce înseamnă poziția de primar în municipiul Rupeni și astăzi colegii mei care sunt în spatele meu și-au depus candidatura pentru ceea ce înseamnă Consiliul Local. Vreau să vă spun încă de la început că am reușit în această perioadă destul de scurtă de timp, de o săptămână, să reușim să strângem peste 2000 de semnături, în ceea ce a însemnat susținerea pentru primarul Lucian Rezmeriță și susținerea pentru Partidul Social Democrat din municipiul Rupeni. Mă bucură foarte mult să știți faptul acesta, că au venit înspre noi foarte, foarte mulți oameni, chiar nesperat de mulți din punctul meu de vedere și mă bucură faptul acesta. Mă bucură că au venit la acest sediu sute de oameni care sunt membri de partid și care nu sunt membri de partid pentru a veni să ne susțină în demersurile pe care noi le-am făcut în acest sens. Vreau să vă spun că îi rog pe cetățenii municipiului Rupeni și am această dorință de a ne susține în ceea ce înseamnă Consiliul Local în primăria municipiului Rupeni. Nu mai vreau să mai trăiesc vremurile pe care le-am trecut în acești 3 ani de zile, când efectiv mă rugam de alți consilieri de la alte partide pentru a veni și a face proiecte pentru Rupeni, pentru noi, pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea municipiului Rupeni. Având în acest moment foarte multe proiecte atrase pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale, avem foarte multe proiecte chiar și din bugetul local, din sursele proprii pe care le avem, consider că nu este normal ca de fiecare dată când aveam o ședință de Consiliu de îndată, trebuia eu personal să-i sun pe toți ceilalți consilieri de la alte partide pentru a face în așa fel încât să avem 11 consilieri prezenți. Am trecut prin momente grele, nu mai vreau ca noi, cetățenii municipiului Rupeni, să trecem prin astfel de momente și îmi doresc ca un număr mare să am un sprijin în ceea ce înseamnă Consiliul Local PSD. Vreau să am o echipă puternică, avem o echipă puternică, avem o echipă valoroasă care a demonstrat și în viața de zi cu zi că au reușit să facă foarte multe lucruri pentru cetățenii municipiului Rupeni, sunt implicați în fel și fel de acțiuni, atât ONG-uri, atât în funcțiile pe care ei le au de serviciu și vă spun cu siguranță că am alături de mine cea mai puternică echipă care poate să existe în municipiul Rupeni și argumentele o să vedeți, o să le exprim la fiecare atunci când va veni rândul. Vreau de asemenea să răspund cetățenilor municipiului Rupeni că voi face în așa fel încât vom dezvolta împreună municipiul Rupeni așa cum am făcut-o în aceste 3 ani de zile. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al multor cetățeni, pot să vă spun că există o bucurie în suflet, fiindcă am apăsat pe un accelerator foarte mare în acești 3 ani de zile. Am reușit să facem lucruri foarte importante pentru noi, am reușit să schimbăm efectiv fața municipiului Rupeni. Și mi-aduc aminte că acum 3 ani de zile, oamenii în discuțiile pe care le-am purtat în prima etapă cu ei și-au dorit foarte mult o schimbare. Și eu am făcut în așa fel încât în acești 3 ani de zile am schimbat fața municipiului Rupeni în bine și în chiar foarte, foarte bine. Acest lucru am reușit să-l fac în primul rând prin atragerea fondurilor europene, fonduri guvernamentale și aici am făcut în așa fel încât până acum am reușit să realizăm foarte multe proiecte din punctul meu de vedere. Am depășit cu 100% promisiunile pe care le-am făcut acum 3 ani de zile și acest lucru dumneavoastră puteți să-l verificați foarte simplu uitându-vă pe pliantul pe care eu l-am avut la vremea respectivă, deci acum 3 ani de zile, să luați liniuță cu liniuță tot ceea ce am promis eu pe acea listă și o să vedeți că am reușit să îndeplinesc fiecare punct de pe promisiunile pe care le-am făcut. Și mai mult decât atât, am reușit să le depășesc cu 100%. Deci eu consider că mandatul de primar a fost unul reușit, dar aici, bineînțeles, oamenii sunt cei care decid, dar îmi doresc foarte mult, și vreau să repet lucrul acesta, îmi doresc ca și cei care se află în spatele meu și în stânga și în dreapta mea să aibă sprijinul cetățenilor municipiului Rupeni în Consiliul Local. Îmi doresc un Consiliu Local în care să avem oameni care știu că sunt pentru cetățeni, știu că sunt pentru proiecte, știu că sunt oameni care doresc să facă bine municipiului Rupeni. Am avut, din păcate, în acești 3 ani de zile, v-am spus, momente foarte, foarte complicate din punct de vedere al Consiliului Local, fiindcă am avut și foarte multe partide. Chiar pot să vă spun un episod pe care l-am trăit personal împreună cu domnul vice care este aici lângă mine și cu ceilalți consilieri PSD, care veneau de fiecare dată la consiliile și la ședințele de îndată pe care le făceam. Chiar un consilier se afla la ușa Consiliului și a primit un telefon de la un reprezentant de la alt partid și efectiv nu a vrut să intre în sală pentru a vota un proiect pentru cetățenii municipiului Rupeni.
Vă dați seama prin ce momente am trecut, nu am vrut să le mediatizez la momentul respectiv. Pentru mine fiecare ședință de Consiliul Local reprezenta o negociere cu partidele la vremea respectivă pentru a putea să ne treacă proiectele care au fost toate foarte bune pentru municipiul Lupeni. Aceasta este dorința mea mare de a avea un sprijin deosebit pentru Consiliul Local, fiindcă echipa trebuie să continue și am nevoie de o echipă frumoasă, puternică, tânără, echilibrată și așa cum am reușit noi să o avem. Trebuie să vă spun că nu a fost ușor pentru organizația PSD Lupeni, fiindcă noi avem peste 1500 de membri activi în această organizație și mă bucur că avem un număr atât de mare. Unii dintre dânsii au dorit să fie pe listă, alții n-au dorit, am făcut în așa fel încât am considerat că trebuie să avem un echilibru în tot ceea ce înseamnă meserii, cartiere și toate lucrurile pe care noi le avem aici în comunitate. Acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă prezint lista Consiliului Local al municipiului Lupeni, o listă închegată, unită, sudată. Noi reprezentăm, cum bine spune domnul președinte Cristian Rezneriță, noi reprezentăm o familie. Aici nu suntem străini unul de celălalt, ne cunoaștem foarte bine și pe lângă faptul că ne cunoaștem între noi, noi cunoaștem tot ce înseamnă municipiul Lupeni și încercăm să acoperim o paletă cât mai largă și să avem oameni din toate cartierele și din toate zonele pe care noi le avem în municipiul Lupeni. Aș începe cu numărul 1, unde se află primul consilier, Rezneriță Lucian, care este candidat și la primăria municipiului Lupeni și cu ajutorul cetățenilor sunt convins că o să facem în așa fel încât o să câștigăm alegerile de primar și alegerile de Consiliul Local și Consiliul Județean. Pe locul 2 îl avem pe domnul viceprimar Mesaroș Iacob, care este un om foarte implicat, este un om activ, un om care mă ajută în tot ceea ce am făcut în acești 3 ani de zile. L-a ajutat și pe fratele meu în momentul în care dânsul a fost jumătate de an primar și lucrurile se văd, lucrurile merg într-un făgaș și într-o latură normală. Sunt convins și știm lucrurile acestea că în municipiu avem multe probleme, dar încercăm să rezolvăm cât mai multe dintre ele. Pe locul al treilea avem o distinsă doamnă, doamna Rodica Câmpianu, o doamnă care este alături de noi de foarte, foarte mult timp și o doamnă care este implicată deosebit de mult în activitatea culturală din viața de zi cu zi a municipiului Lupeni și nu numai. Este educator de meserie. L-avem pe domnul Alexandru Maier, care este un tânăr, este și președintele tineretului social-democrat din municipiul Lupeni. Este un tânăr ambițios, un om care în primul rând are o meserie frumoasă de doctor, este și antreprenor în același timp, reușește să facă în așa fel încât să acoperă o bună parte a ceea ce înseamnă zona noastră de municipiul Lupeni și este o plăcere să-l avem alături în echipa noastră. Pe locul al treilea avem din nou o doamnă profesor, Cordea Anca, care este un model de profesor și este un mândru că se află în echipa noastră. Pe locul al treilea avem pe domnul Romoșan Iliuță, care este directorul M. Lupeni, un om implicat, un om care a reușit și reușește să țină la un nivel cât se poate el de existența ceea ce înseamnă exploatarea minieră din Lupeni și mă bucur că este de ani de zile în echipa noastră, un om crescut în Partidul Social Democrat, alături de noi, va rămâne tot timpul. Pe locul 4 avem pe domnul Rad Marcel, care este inginer de meserie, este un cercetător și un om care este foarte, foarte implicat. Pe locul al 8-lea o avem pe doamna Cazacu Mihaela, un contabil al celui mai mare centru școlar din municipiul Lupeni, unde avem atât liceul teoretic și încă 2 școli gimnaziale și își face foarte bine datoria și meseria acolo unde dânsa este și în mod deosebit își face datoria foarte bine pentru Partidul Social Democrat. Pe locul 9 îl avem pe domnul Lumperdean Romeo, un tânăr care este alături de noi de peste 20 de ani de zile, împreună cu familia lui, împreună cu tot ceea ce înseamnă apropiații lui și ne bucurăm că l-avem, lucrează la mine, este maestru și reprezintă un om de bază al nostru și al societății. Pe locul 10 o avem pe doamna director a școlii Liceului Industrial, unde și eu și Cristi acolo am făcut școala. A fost și profesoara mea de fizică, am devenit între timp profesor de fizică. O mândrie că este alături de noi și să știți că este de foarte, foarte mulți ani. Pe locul 11 avem un domn deosebit, pe domnul Corpa Di Sorin, care este profesor și reușește să facă în așa fel încât adună pe stadionul din municipiul Lupeni și la foarte multe
competiții, adună zeci și zeci de copii pe care îi antrenează în fiecare zi și cu care să știți că ne mândrim. Sportul este ținut la un nivel destul de bun în municipiul Lupeni, prin cluburile sportive pe care le avem și domnul Corpati reprezintă un pion principal al nostru. Pe locul 12 îl avem pe domnul Năsălean, care este profesor de sport, de meserie, este implicat și el în activitatea de zi cu zi, prin faptul că antrenează și el o echipă de fotbal, se ocupă nu numai de fotbal, ci și de sporturi extreme, de K1, de diferite chestiuni de genul acesta și este un pion principal al nostru. Pe locul 13 îl avem pe domnul Pârvulescu Ion, care este pensionar, este un om zi de zi implicat în activitatea de partid, este un om care zi de zi vorbește cu cetățenii și care zi de zi îmi aduce zeci de probleme pe care noi încercăm în marea parte dintre ele să le rezolvăm. Pe locul 14, Cordea Dorin, un tânăr care este născut în 90 și care este inginer, șef de sector și ne bucurăm că reușim să reprezentăm o echipă închegată, unită prin ceea ce noi avem. Pe locul 15 este Cristian Adrian, este un antreprenor, un om care are 10 de angajați, un om care s-a implicat de foarte mult timp în organizația noastră și pe lângă lucrul acesta se implică foarte mult în rezolvarea multor probleme ale cetățenilor din municipiul nostru. Pe locul 16 avem pe domnul Bulgaru Florin, care și el este pensionar, dar el, pe lângă faptul că este pensionar, este unul dintre oamenii care reușește și el să aducă la stadionul municipiului Lupeni foarte mulți copii cu care reușește să obțină destul de multe medalii și la concursurile la care dânsul participă. Locul 17 îl avem pe Suba Rareș, un băiat născut în 88, inginer de meserie, un ITist bun, un profesionist în ceea ce dânsul face. Locul 18, Gorgan Alin. Este ajutor minier, este de pe front, este un om care lucrează la greu și ne bucurăm că este în echipa noastră. Locul 19, Someșan Oana, este un medic. Am încercat să facem în așa fel și oamenii au dorit să facem în așa fel, că toate aceste, să știți, nominalizări pe care eu le prezint astăzi dumneavoastră au venit din cadrul organizației Partidului Social Democrat și din rândul cetățenilor. Este doctor de meserie. Pe locul 20 o avem pe doamna Sandu Minodora, o distinsă doamnă care se ocupă foarte mult de ceea ce înseamnă zona culturală, spectacole foarte multe în care ea se implică personal și reușim să organizăm. De fapt, știți foarte bine că fratele meu a început cu un slogan Lupeniul, capitală culturală. Și eu cred că dacă nu aveam această pandemie, cu siguranță puteam spune astăzi că Lupeniul este capitala culturală a ceea ce înseamnă județul Hunedoara, fiindcă am avut sute de mii de oameni care au vizitat acest frumos loc de cult pe care noi îl avem, loc de distracție și de spectacole pe care noi îl avem în municipiul Lupeni. Pe locul 21, BUM Ramona, o domnișoară distinsă care are propria ei afacere împreună cu soțul ei și care reușește să facă foarte multe lucruri bune pentru cetățeni. Locul 22, un tânăr Zoltan Daniel, născut în 88, este antreprenor, reușește să-și construiască cu propriile mâini, cu propriile forțe, anumite lucruri care să-i fie benefice atât lui cât și societății noastre. Pe locul 22 avem pe domnul Onisie Flavius, care este născut în 94, este inginer și ne bucurăm foarte mult să-l avem în echipă. Și pe locul 25, tânărul nostru Haidu Sorin, care este miner și îmi pare foarte bine că l-avem în echipa pe care noi o coordonăm. Să știți că echipa puteam să o avem undeva la 1000 de oameni cel puțin. Ne bucurăm că avem peste 2000 de domn, doamne, domnișoare și domn care au semnat lista de susținere a noastră. O să facem în așa fel încât împreună o să dezvoltăm Lupeniul, o să facem în așa fel încât îmi doresc să devenim campioni în ceea ce înseamnă atragere de fonduri europene. Dacă până în acest moment avem undeva la 40 de milioane de euro atrași și mai trebuie să semnăm contracte pe încă câteva proiecte, eu cred că lucrurile au mers destul de bine. Am reușit să fac în așa fel în care de câte ori vedeam că apare o axă de finanțare, ba pe diferite domenii, nu am ezitat, am făcut proiecte și mai mult decât atât am reușit să obținem și finanțările. Pot să vă spun dacă mai îmi permiteți, în câteva minute, doar câteva proiecte mari care au fost făcute și câteva proiecte mari care vor fi făcute de acum încolo. Pot să vă spun că avem foarte mare grijă de ceea ce înseamnă spitalul municipiului Lupeni.
deja am semnat un proiect de finanțare de 6 milioane de lei în ceea ce înseamnă aparatură ATI și mai avem încă un proiect de 20 de milioane de lei care momentan se află într-o stare, dar destul de avansată în ceea ce înseamnă semnarea lui. Dar deocamdată eu pot să vă spun și îmi place să spun ceea ce am reușit să fac în această perioadă de timp. Deci un spital la 6 milioane de lei. Școlile din municipiul Lupeni toate vor fi reabilitate în totalitate, nu le reabilităm doar din punct de vedere energetic sau din punct de vedere estetic, o să facem în așa fel încât aproape fiecare școală va avea teren de fotbal, va avea ceea ce înseamnă sală de sport și mai mult decât atât va avea aparatura modernă pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea copilului. Aici trebuie să ajungem și aici trebuie să reprezinte originea oricărui vector. Copilul, omul reprezintă ceea ce este cel mai important în viața de zi cu zi. Vreau să vă spun că avem mare grijă și de ceea ce înseamnă drumuri, trotuare, asfaltul în municipiul Lupeni. Aici s-a încheiat chiar acum o săptămână, poate cel mai mare proiect care a fost vreodată în municipiul Lupeni, de 15 milioane de lei pe ceea ce înseamnă bani guvernamentali, adică pe PNDL. Am reușit să încheiem acest mare proiect care a însemnat undeva la 10, 2, cred că foarte, oricum o suprafață foarte mare în ceea ce înseamnă asfalt. Nu mai știam exact, cred că undeva la 30, 20, 30 de kilometri de drum în ceea ce înseamnă asfaltare. Și mă bucur că am reușit să atragem fonduri guvernamentale în aceste. Deci vom face în așa fel încât pentru viitor prioritar va fi introducerea gazului metan în 1900 de case. Acest lucru deja se află destul de avansat. Peste 3 săptămâni o să licităm deja această lucrare foarte mare, dar să înțelegem că nu se va putea realiza într-un an. Ea se va desfășura pe o perioadă de 3 ani de zile, dar cu siguranță obiectivul acesta va fi realizat de către mine. Și, în mod deosebit, vom ține la ceea ce înseamnă anveloparea blocurilor din municipiul Lupeni. Momentan, eu de când am ajuns la primărie din 2017, nu a mai existat nicio axă de finanțare în acest capitol, la această temă. Dar, cu siguranță, ceea ce înseamnă fonduri europene 2021-2027, vom face în așa fel încât vom reuși să atragem foarte mulți bani și în acest domeniu, fiindcă reprezintă o mare problemă a cetățenilor, nu numai din Lupeni, ci și din întreaga Valea Jiului. Deci, scopul meu este acela să atragem cât mai mulți bani de la fonduri europene și să reușim să dezvoltăm, împreună cu această echipă frumoasă, să dezvoltăm municipiul Lupeni. Și încă o dată, în final, aș vrea să le transmit cetățenilor dorința mea de a veni în sprijinul meu personal și de a veni în sprijinul organizației PSD pentru a susține Consiliul Local, fiindcă nu mai vreau să avem acele momente în care să mă rog de alți oameni pentru ca proiectele noastre, proiectele lupenenilor, să nu treacă din cauza răutăților pe care le au alte partide în acest moment. Cred că va fi o luptă electorală strânsă, ca de fiecare dată. Sperăm să fie cu foarte mult fair play din partea tuturor candidaților și a tuturor formațiunilor politice implicate în această luptă. Dar eu sunt convinsă că ne vom bucura de un real succes, pentru că avem o echipă, după cum ați putut constata și dumneavoastră, în prezentarea pe care a făcut-o domnul primar, o echipă foarte puternică, o echipă foarte bine închegată, cu reprezentanți din aproape toate domeniile vieții sociale. Proiecte avem foarte multe, nu voi repeta ceea ce a spus domnul primar mai înainte. Sunt foarte multe proiecte care au demarat în mandatul anterior, care vor fi continuate în acest mandat și foarte, foarte multe proiecte care vor fi derulate începând din mandatul următor, pe care eu sunt sigură că domnul Lucian Răzmeriță îl va câștiga din nou. Este un om care chiar se implică în viața comunității, care a realizat foarte multe. Schimbările realizate, eu zic că sunt vizibile, cu ochiul liber în momentul în care intri în oraș. Orașul are cu totul o altă și altă înfățișare din datorită mandatului dânsului. Spuneți-ne ce v-a determinat să vă înscrieți pe lista Consiliului Local de candidați. Eu sunt candidez pentru al patrulea mandat, mai am la activ încă 3 mandate. Și factorul principal care m-a determinat este încrederea pe care o am în domnul primar, în domnul senator, în proiectele pe care aceștia le derulează. În mandatul trecut am avut deosebită onoare să păstoresc, am fost președinta Comisiei de Cultură, a fost o onoare deosebită pentru mine.
pentru faptul că niciodată nu mi-am putut imagina că se vor derula în orășelul nostru așa manifestări culturale de asemenea amploare, că vom avea atâtea personalități ale vieții culturale marcante, prezente la noi în oraș. Sperăm ca odată cu terminarea pandemiei să ne putem relua activitatea culturală începută în forță. Da, bună ziua, în primul rând, și mulțumim pentru invitație că ați fost astăzi alături de noi la depunerea candidaturii domnului primar din partea Partidului Social Democrat. Numele meu este Alexandru Maier. În același timp țin să mulțumesc întregi organizații pentru susținerea depusă. Am ales să fac parte din această organizație în urmă cu 4 ani de zile, când am considerat că trebuie să fiu unul dintre pilonii organizației, să fiu unul dintre oamenii orașului alături de domnul primar. De profesie, fiind farmacist, mă lovesc într-un fel sau altul de problemele oamenilor în mediul în care lucrez și am considerat că acesta este unul din evenimentele la care trebuie să particip, să fiu alături de ei. Și ca să putem să avem în continuare o societate dezvoltată și o administrație cu o eficiență foarte bună. Acest lucru cred că se poate vedea datorită faptului că domnul primar în ultimii 3 ani de zile, într-un mandat foarte scurt, cred că a dezvoltat orașul într-un mod foarte eficient și foarte favorabil pentru toate categoriile sociale. Atât timp cât sunt grădinițe dezvoltate, modernizate, pentru pensionari locuri, parcuri pentru copii. Am observat că sunt persoane care vin cu copiii în parcurile din municipiul Lupeni, cu copiii din Vulcan, pentru că acolo nu sunt spații de joacă și orașul este mult, mult mai atractiv comparativ cu restul orașelor administrate de ceilalți primari din Valea Jiului. Păi, în momentul de față sunt director al Liceu Tehnologic Lupeni. Domnul primar, care a spus că mi-a fost elev și este adevărat, sprijină evoluția acestui liceu. Are un proiect de reabilitare de dotare foarte mare pe fonduri europene pentru Liceu Tehnologic Lupeni. Și în sprijinul învățământului profesional și tehnic care va trebui să dezvolte această zonă. Da. Bună ziua, eu sunt Năsălian Ioan Lucian și de curând fac parte din echipa PSD. Sunt profesor, antrenor, am ales să continui munca începută în politică în 2016 alături de o echipă tânără, de un primar tânăr și împreună să putem dezvolta proiectele orașului Lupeni. Sunt convins că și cetățenii sunt alături de noi și împreună putem ajuta la dezvoltarea orașului, la dezvoltarea municipiului Lupeni. Numele meu este Corpadi Sorin Adrian, consilier local. Vreau să vă spun, am fost alături trup și suflet, alături de primarul nostru, de domnul Lucian Răzmăriță. Mai mult de atât, m-am regăsit de cele mai multe ori în politica și făcută de dânsul. Ce v-a determinat să candidați pentru Consiliul Local? M-a determinat faptul să fiu alături de domnul primar pentru proiectele pe care le are dânsul, pe care le-a și reușit să realizeze și, bineînțeles, să fiu aproape în viitorul orașului nostru, municipiului Lupeni. Într-adevăr, astăzi am fost împreună cu echipa pe care o am alături de mine și o echipă foarte bună, foarte puternică, o echipă frumoasă, o echipă muncitoare, harnică și tot ceea ce înseamnă aceste lucruri le are. Am făcut în așa fel încât echipa noastră este una valoroasă și îmi doresc din tot sufletul ca cetățenii municipiului Lupeni să vină în sprijinul meu, să vină în sprijinul echipei pe care eu o am, fiindcă îmi doresc să am un consiliu local majoritar. Aici este scopul cel mai important. Îmi doresc foarte mult să reușim să facem în așa fel încât lucrurile să continue, să avem lucruri bune și nu mai îmi doresc să negociez cum făceam până acum la fiecare ședință de Consiliu Local pentru a ne trece hotărârile pe care le aveam și proiectele bune pe care le aveam pentru cetățenii municipiului Lupeni. Nu este normal să se întâmple acest lucru, dar sunt convins că cetățenii sunt alături de mine, sunt convins că cetățenii vor fi alături de echipa pe care eu am și îmi doresc că din tot sufletul ca rezultatul să fie unul așa cum merităm după munca pe care am depus-o. Am reușit în această perioadă de timp de 3 ani de zile să schimbăm fața municipiului Lupeni. Acest lucru mi l-au cerut oamenii și noi am făcut în așa fel încât luăm în considerare toate dezbaterile și tot ceea ce a însemnat intenția cetățeanului de a ne aduce ideile pe care ei le au. Ideile sunt foarte bune, au niște idei deosebit de importante și noi cu siguranță o să putem să punem în practică tot ceea ce ne propune. De ce spun lucrurile acestea? Fiindcă acum 3 ani de zile, în momentul în care mi-am depus candidatura de
primar la momentul respectiv, am avut un pliant și cetățenii sunt convins că îl mai au acasă, mulți dintre ei, și acum se pot uita să facă feedback-ul, să zicem, a ceea ce înseamnă acești 3 ani de zile de mandat. Am făcut în așa fel încât am îndeplinit toate acele liniuțe pe care eu le-am avut în programul local la momentul respectiv și mai mult decât atât, am depășit cu cel puțin 100% promisiunile pe care le-am făcut la momentul respectiv. Sunt mândru de echipa pe care o am, sunt mândru de faptul că sunt alături de mine foarte mulți cetățeni din municipiul Lupeni, sunt mândru fiindcă au venit foarte mult în sprijinul nostru pentru a ne aduce semnături, am reușit în această perioadă scurtă de timp să avem undeva la peste 200 de semnături, ceea ce înseamnă foarte mult, să știți, pentru noi și pentru vremurile în care trăim. 2000 de oameni care au semnat foarte, foarte repede și sunt convins că și astăzi ne-au mai venit semnătura, din păcate nu mai putem să le punem acolo fiindcă s-a încheiat acest proces de depunere a candidaturii. Vreau încă o dată să le transmit cetățenilor municipiului Lupeni să facă în așa fel încât să ne susțină Consiliul Local PSD, fiindcă merită și fiindcă doar așa putem să dezvoltăm frumoasa noastră localitate. Și dacă până acum am reușit să adunăm, să zicem așa, la bugetul local 40 de milioane de euro din fonduri europene și guvernamentale, scopul meu și dorința mea în acest viitor mandat care va urma va fi mult mai mare și va fi mult mai ambițioasă decât ceea ce a fost până acum, fiindcă am învățat și am cumulat foarte multe cunoștințe în acest domeniu. Profit de ocazie și vă întreb, cum ați reușit să ajutați sportivii din municipiul Lupeni? Pentru sport am făcut tot timpul eforturi deosebite, astfel încât o sumă de bani a fost alocată în fiecare an. Undeva la 3 miliarde de lei vechi, adică 300 de mii de lei, au fost repartizați către cluburile sportive de la noi în municipiul Lupeni. Și pe lângă acest lucru am reușit, printr-un parteneriat corect cu ceea ce înseamnă Consiliul Județean, să aducem și de acolo foarte mulți bani în ceea ce a însemnat, într-adevăr, dezvoltarea și mișcarea tinerilor. Ne dorim foarte mult să avem un stadion plin de copii care se joacă și acest lucru, să știți, se întâmplă astăzi. Avem peste 200 de copii care fac sport la aceste cluburi sportive pe care le avem. Nu știu că este un număr mare, nu știu că este un număr mic, dar ceea ce pot să vă spun este că este realitate și acest lucru se vede cu ochiul liber și mă bucur că reușim să facem competiții sportive. Am reușit anul trecut să avem, de exemplu, să fim la a treia ediție în ceea ce a însemnat Cupa Straja, unde au participat peste 600 de copii la aceste competiții. Am reușit să trimitem în foarte multe locuri ale țării noastre pentru a putea să se bucure de concursuri, fiindcă aici cel mai important lucru este să joci cu echipe valoroase, să joci cu echipe foarte, foarte bune. Și pe lângă acest aspect pot să vă spun că referitor la sport am reușit prin CNI să obținem un teren de fotbal care se va realiza sus la grupul școlar, adică acolo vor fi 3 terenuri de fotbal speciale pentru copiii din municipiul Lupeni. Am reușit să facem terenul de la preparatorul, un teren de fotbal foarte frumos, unde fiecare zi sunt 10-100 de copii care se joacă pe acel teren de fotbal, este lăsat liber ca să poată intra și ieși cine dorește oră când vrea el. Și pe lângă acest lucru am făcut în așa fel încât fiecare școală din municipiul Lupeni, aproape fiecare școală din municipiul Lupeni, va avea și sală personală de sport și teren de fotbal pentru a putea să face mișcare, pentru a putea intra într-un circuit normal din acesta de viață de zi cu zi. Adică încercăm să ne creștem copiii și pe noi sănătoși și acest lucru se poate realiza numai atunci când facem foarte mult sport și când avem o viață așa liberă și o viață frumoasă.